Sergiu Pop, sportiv legitimat la Clubul Sportiv Școlar Zalău, este noul vicecampion la campionatele naționale școlare de lupte libere. La finalul săptămânii trecute, sportivul antrenat de profesorul Gheorghe Panc a reprezentat școala gimnazială Simeon Bărnuțiu la naționalele școlare de lupte libere, unde a reușit să urce pe cea de-a doua treaptă a podiumului de premiere, câștigând medalia de argint. Municipiul Timișoara a găzduit la finalul săptămânii trecute etapa finală a campionatelor naționale școlare la lupte libere. La startul întrecerilor s-au aliniat sportivi din întreaga țară, iar printre participanți s-au aflat și doi elevi sălăjeni, Sergiu Pop de la școala gimnazială Simeon Bărnuțiu Zalău și Darius Pușcaș de la Colegiul Național Silvania Zalău. La finalul competiției, Darius Pușcaș s-a clasat în primii 10 sportivi la categoria sa de greutate, în timp ce Sergiu Pop a reușit să se autodepășească și să urce pe podiumul de premiere. Sportiv legitim la CSS Zalău, unde se antrenează sub comanda profesorului Gheorghe Panc, Sergiu a reprezentat la naționalele de la Timișoara școala gimnazială Simeon Bărnuțiu, unde o are ca și dirigintă și profesoară de sport pe Luminița Sacotă. La finalul competiției, Sergiu a reușit să se claseze pe treapta a doua a podiumului și să-și treacă în palmares medalia de argint, după ce a fost învins în finală de un sportiv cu 2 ani mai mare decât el. A fost un concurs bun din toate punctele de vedere, chiar dacă este un sport mai puțin mediatizat. Competiția de la Timișoara s-a bucurat de un interes destul de mare din partea spectatorilor. Mă bucur pentru rezultatul obținut de Sergiu, mai ales datorită faptului că această performanță a fost obținută cu multe sacrificii. Sergiu este elev în clasa a 8-a și trebuie să se împartă între ore de studiu și antrenamente. Nu este ușor să fii în an terminal și să faci sport, dar el nu neglijează nici sportul, nici școala. Vreau să mulțumesc familiei lui Sergiu pentru suportul acordat, doamnei diriginte Luminița Sacotă, conducerii CSS Zalău și colegilor mei pentru sprijinul acordat. Pentru sportivii practicanți de lupte libere de la CSS Zalău urmează campionatul național individual de cadeți, ce va avea loc în perioada 2-4 iunie la Odorheiul Secuiesc, unde antrenorul Gheorghe Panc speră să obțină rezultate cât mai bune, dar competiția cea mai așteptată este campionatul național de copii, unde Sergiu Pop are ca obiectiv o nouă clasare pe podium.